Doi tineri de 26 de ani din Hâncești vor sta 7 și respectiv 6 ani după gratii pentru contrabandă cu droguri. Decizia a fost emisă în data de 25 octombrie de către magistrații de la Curtea de Apel Chișinău. Sentința a fost dictată după ce procurorii au contestat decizia emisă în 2018 de către judecătoria Hâncești. Magistrații le-au stabilit inițial 5 ani de pușcărie cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de 4 ani. Potrivit procurorilor, făptașii au pus la cale un plan pentru a transporta aproape jumătate de kilogram de marihuana într-un autocar de pe ruta Chișinău-București. Astfel, prin înțelegerea prealabilă, în luna februarie 2018, după intrarea în vamă, unul dintre făptași a lăsat în autocar drogurile și a coborât, declarând că și-ar fi uitat acasă actele de identitate. Acesta însă a urcat în mașina celuilalt făptaș care îl aștepta și au pornit după autocar cu intenția să recupereze coletul după traversarea frontierei. Totuși, un pasager a observat coletul și l-a prezentat șoferului de autocar, care a sesizat autoritățile, iar făptașii au fost reținuți și condamnați. Condamnații sunt doi tineri originari din Hâncești, ambii în vârstă de 26 de ani, cu studii medii, fără antecedente penale.